Hei, salut! Bine ne vedem și astăzi în live-ul de marți. Pentru astăzi am ales o temă mult mai ușoară, să zic eu, pentru că am observat că toată lumea a descoperit acoarelele, așa că m-am gândit că ar fi interesant să pictăm și noi ceva în acoarelă. Și, bineînțeles, ce mi-a fost mai la îndemână să pictăm în acoarelă este o ceașcă de cafea. Ce nu v-am spus, dacă aveți fiecare în momentul ăsta o ceașcă de cafea pe masa de lucru, eu v-aș invita să o folosiți chiar pe aceasta ca model, să o desenați pe foaie. Nu neapărat modelul de ceașcă pe care l-am găsit eu în fotografia, care mi-a plăcut extraordinar de mult și am zis că putem să combinăm faptul că am învățat să facem galaxia săptămâna trecută cu faptul că ne place cafeaua și că bem cafea în fiecare dimineață. Așa că vă provoc să vă desenați propria ceașcă de cafea, nu ceașca neapărat din fotografie. Un pahar, o ceașcă de cafea, ce aveți fiecare în față? Sunt curioasă câți dintre voi ați mai desenat în acuarelă până acum. Dacă știți procedeul, dacă știți cum funcționează desenul în acuarelă. În primul și în primul rând, trebuie să aveți disponibil un creion ca să vă faceți schița pe hârtie. O să încerc să stau așa, mie mi se văd pantalonii de pijama, ca să știți, dar nu-i nimica, suntem între noi prietenii și bănuiesc că și voi sunteți tot în pijamale puși la masa de lucru, deci nu este nicio problemă din acest punct de vedere. O să vă descriu puțin materialele care le voi folosi astăzi. Cum am zis, un creion este foarte bine să aveți. Eu am un B, dar dacă ați avea un 2B, ar fi excelent. Ce înseamnă B-ul de la creion? Cu cât are cifră pară în față, cu atât el este mai moale. Iar cu cât este mai moale, de exemplu 2B, 4B, 6B, cu cât este mai moale, din păcate, trebuie să aveți grijă să nu murdăriți desenul cu mâna. Eu voi avea un B, am și un 2B la îndemână, dar nu l-am ascuțit, așa că voi folosi B-ul, iar 4B, 6B mi se par mult prea moi și mă vor murdări foaia. Am pensulele pentru acuarelă, care sunt, după cum știm de la cursul meu de materiale de pictură, pensulele pentru acuarelă trebuie să fie niște pensule cu părul foarte, foarte moale, pensule din păr natural. Există la toate magazinele de materiale pensule din acestea cu păr natural. Este bine să vi le achiziționați. Încercați cu acuarelă să nu folosiți pensule cu păr sintetic sau cu păr tare sau pensule standard, pentru că ele nu rețin apa așa, și în momentul în care veți pune pe hârtie, veți avea surpriza să nu iasă ceea ce vă imaginați. Și desigur, paleta de acuarelă. Mie îmi plac foarte tare nuanțele de la White Nights și eu folosesc în prima fază White Nights, dar la fel, dacă nu vreți să investiți foarte mult în acuarele, puteți folosi și acuarelele de bază de la combinatul fondului plastic. Au culorile de bază care se pot amesteca între ele cu apă și obțineți același efect ca și cu White Nights sau alte game de acuarele. Ce vă mai sfătuiesc să aveți dacă vreți să lucrați în acuarelă? Tempera sau guașe. Cum vorbeam la cursul de culori, ca să vedeți de ce spun acest lucru, acuarela formează straturi transparente. Pe când, dacă vreți să faceți straturi opace, atunci este bine să folosiți guașa sau tempera. Ele vor veni cu straturile opace pe care vreți să le obțineți. Bun, vom începe prin a ne desena ceașca de cafea din față. Cum spuneam la început, v-aș recomanda fiecare să-și deseneze propria ceașcă pentru a avea rezultate mult mai autentice. Nu trebuie să faceți o ceașcă mare. Faceți doar un contur, nu apăsați pe creion ca să nu vi se vadă, să-l puteți acoperi ușor cu acuarela. Îl puteți încadra foarte simplu într-o formă de bază, cum am învățat joi că există formele de bază. Forma de bază pentru o ceașcă este un dreptunghi, un paralelepiped, după ce îi adăugăm adâncime, devine paralelepiped. Ne uităm și urmărim conturul ceștii.
Apoi avem toarta ce știi. La fel, fiecare în funcție de ce toartă are. Vă recomand să vă prindeți curaj și să faceți propria ceașcă. Dacă aveți și o farfuriuță, este excelent pentru rezultatul final, pentru că va fi mult mai autentic. Se va vedea foarte bine că este o ceașcă de cafea. Nu uitați de grosimi. Deci luați-vă în calcul că vor avea și grosimi aceste forme pe care le desenăm în momentul de față cu creionul, vor avea grosimi, vor avea și niște umbre. Dacă aveți în față sursa de lumină, puteți să trasați cu creionul ușor umbrele aruncate de către ceașca voastră, de către obiectul vostru, în funcție de cum aveți lumină. Așa, bun. Eu în momentul ăsta mi-am trasat, să spunem, umbrele. Nu voi transa mai departe aburul sau ba da, ori să-l trasez ca să vă fie vouă mai ușor, să puteți, adică să-l trasați și voi. Ca să puteți urmări linia aceasta de abur pe măsură ce vom desena galaxia. Deci să ne facem practic marginile acestei galaxii. Ok, aceasta este ceașca mea de cafea. Deci după cum observăm în momentul de față, avem un desen cu o ceașcă de cafea, cu adâncimea ei bine definită. Aceasta este forma spațială a ceștii de cafea, cum discutam la cursul de joi, care l-am făcut strict pe elementele esențiale din pictură, care să vă ajute să încadrați și să realizați o pictură cât de cât respectând aceste elemente, să nu existe probleme de proporționalitate, de culori, deci cum vorbeam, dacă obiectele sunt aproape de noi, le facem mai mari, ceea ce sunt mai depărtate de noi, le facem mai mici, ceea ce sunt aproape de noi au culori calde. Bun, o să vă aștept și pe voi să terminați de trasat ceașca, după care voi adăuga apa. Pentru că ce este specific acuarelei este strict lucrul cu apa. Indicat ar fi să aveți și hârtie, o hârtie specială pentru acuarelă, pentru că vă permite reține apa mult mai mult timp față de o hârtie normală, o hârtie de scris. Bun, vom lua pensula cea mai groasă de acuarelă pe care o avem disponibilă și vom începe să lucrăm un pic ceașca ca să îi redăm adâncimile. Bun, nu faceți decât să trasați conturul cu apă, să vă duceți cu apa spre interior. Deci doar pe margine, doar pe margine ca să putem când adăugăm culoarea să se împrăștie și să obținem acea adâncime. După care, pur și simplu, vă luați culoarea, negru voi folosi, eu am un negru albăstriu și doar adăugați în această apă conturul, pentru că se va întinde singură. O puteți ajuta cu pensula, nu mai adăugați culoare, nu adăugați foarte multă culoare, ca să se poată întinde și să dea acea impresie de adâncime. Dacă vi se oprește culoarea, puteți să mai adăugați un pic de apă. Adăugați suficientă apă cât să vă amestece și să vă plimbe culoarea pe marginea ceștii. După care veniți cu un nou strat,
ca să se închidă, vedeți, el se duce. Dacă aveți hârtie specială de acuarele, ea se va usca destul de rapid și va trage culorile, astfel încât să dea senzația de tridimensional. Dacă vreți să o faceți colorată, ceașca, să fie, nu știu, roșie, de exemplu, puteți întâi să adăugați un strat de roșu în apă, după care să faceți stratul acesta cu negru pe margine. Și astfel roșul va deveni, de fapt, o nuanță de roșu. La fel, la cursul de joi am explicat care este diferența între culori și nuanțe și că noi în pictură vom folosi nuanțe. Iar pentru a reda această adâncime, vom folosi o nuanță de roșu sau de galben, sau pur și simplu adăugăm acest întuneric, având o ceașcă albă, să presupunem. Facem același lucru și cu farfuria. Punem întâi apă, iar apoi venim cu nuanța, doar unde vedem că este umbră, concentrând-o către obiect și lăsând-o să plutească în afara lui, pur și simplu să se împrăștie în apă. La fel, dacă farfuriuța voastră este colorată, întâi acoperiți cu o nuanță, cu culoarea farfuriuței, după care veniți cu acest negru ca să obțineți un ton de culoare și nu culoare propriu-zisă. Acum, pur și simplu, apa va duce nuanța acolo. Cu pensula doar o ajutăm să se concentreze. Mergem și pe umbra din afară, unde punem foarte multă apă. Umbrele aruncate vor avea foarte multă apă, ca nuanța noastră să se împrăștie. Nu vă temeți dacă se amestecă cu umbra de aruncată de obiect, cu umbra din interior. Toate acestea se pot remedia. Puteți obține niște efecte foarte, foarte faine din această unire, dar nu vă speriați dacă ele se unesc în apă, pentru că nu este nicio problemă. Când se vor usca, venim și adăugăm alte tonuri pe deasupra. Ce am uitat este tortița, nu uitați tortița. La fel, întâi apă, după care nuanța se va duce singură. La fel și interiorul, încercați să puneți un pic de apă și să țineți cont de sursa luminii, că doar o parte va fi întunecată. Lăsăm un pic să se usuce. Așa, vă fac un pic mai mult loc. În același timp, până se usucă ceașca, puteți să treceți mai departe la partea de galaxie. La fel, puneți apă întâi cu pensula cea mai groasă, lăsați apa să se ducă pe conturul care vi l-ați trasat ca și abur. Și aici va fi lucrul cel mai interesant, pentru că vom adăuga o nuanță de albastru închis, cel mai închis albastru. Întotdeauna puteți testa nuanțele pe paleta acuarelelor sau pur și simplu pe capacul acuarelelor sau pe orice aveți de plastic la îndemână. Cel mai închis nu va fi negrul, la fel cum v-am spus, încercăm să nu folosim negru în pictură, ci vom combina negru cu albastru ca să obținem o nuanță foarte închisă. Cu cât puneți un ton foarte închis, mă scuzați, cu cât puneți mai mult negru în albastru, observăm că el se va închide la culoare. Și apoi, pur și simplu, îl adăugăm în zona în care ne-am trasat. Vedeți cum se duce? Dacă simțiți nevoia, mai adăugați apă, nu este nicio problemă să adăugați apă tot timpul. Țineți cont că trebuie să avem la galaxia cu acuarelă foarte multă apă, avem nevoie de foarte multă apă ca să combinăm culorile între ele. Aici puteți să adăugați, desigur, negru, să o faceți foarte, să obțineți nuanțe foarte închise de albastru.
Continuați și în interiorul ceștii, pentru că dacă studiați, dacă aveți fotografia model în față, veți vedea că galaxia noastră vine de fapt din cafea. Este sursa vieții noastre. Cafeaua de dimineață cu galaxia ei, da? Nu vă fie teamă să puneți apă, apă multă, puneți apă multă pentru că oricum hârtia o va suge și veți avea nevoie de multă apă, și se vor duce foarte frumos toate nuanțele. După care veniți cu violet. Dacă nu aveți violet, luați albastru și roșu. Nu vă fie teamă dacă se amestecă un pic cu culorile, nu se întâmplă nimica. Le puteți murdări fără probleme. Și pur și simplu puneți în apă violet. Roșu, deci nuanțele care le găsim în galaxie, nu vă fie teamă să puneți nuanțele care le aveți, chiar dacă sunt mai puternice, ele se vor amesteca și vom obține. Când se usucă, adăugați apă, fără nicio problemă, de fiecare dată adăugați apă, adăugați violet în albastru. Priviți cum se amestecă, puteți să ajutați un pic cu pensula să umpleți spațiile care rămân albe sau să obțineți un mov închis. Nu aveți culori plane, puteți să nu spălați pensula și pe margine să creați un efect de pierdut din pensulă. Să redăm cât mai fidel aburul care iese din cafea. Dacă violetul se deschide, întotdeauna îl mai amestecați cu albastru să obțineți violet mai închis. Deci nu vă fie teamă să amestecați nuanțele. Nu uitați de ceașcă, în momentul ăsta a început să se usuce hârtia mea. La fel, cafeaua noastră care devine culoarea galaxiei. Eu am amestecat aici un albastru închis, care îl voi pune și în galaxia mea. Vedeți ce frumos s-au îmbinat nuanțele noastre. Acum, dacă simțiți nevoia, fiecare în funcție de cum vede lucrurile, de mai mult albastru, nu vă fie teamă, luați albastru cât încă este ud, mai adăugați și îl lăsați să se puteți să picurați și îl lăsați să se ducă singur, să se amestece cu restul nuanțelor din galaxia noastră care iese din cafea. Întotdeauna încercați să evitați culorile primare, să folosiți culori primare sau secundare, așa cum sunt ele, și să încercați să folosiți tonurile. Tonurile sunt mult mai plăcute ochiului atunci când le privești decât culorile pure. O să vă las acum să vă distrați un pic, cât mi se usucă și mie cafeaua, după care vom intra pe detalii. În momentul ăsta ne-am trasat petele de culoare, ne-am trasat petele de culoare care redau ceașca, ne-am trasat petele de culoare care vor reda galaxia. Mai departe, după ce se usucă, vom începe să lucrăm un pic pe detalii. Eu vă sfătuiesc să nu lăsați spații albe, adică chiar dacă fotografia noastră
ne arată o ceașcă pe un fundal alb. Eu vă sugerez să puneți apă suficientă și de jur împrejurul ceștii, unde să adăugați culoare, poate chiar albastru. Să-l plimbați, să obțineți, să nu lăsați spații albe. Nuanțe, folosiți nuanțe întotdeauna. Puteți chiar prelungi fără nicio problemă această umbră care ne-a aruncat-o farfuria. Putem să o pierdem în peisajul nostru, să zicem, la fel, adăugând apă. Multă apă, nu vă fie teamă, mai ales dacă aveți hârtie specială pentru acuarelă, chiar nu aveți de ce să vă fie teamă să puneți multă apă, ea nu se va rupe. Este destul de groasă de obicei hârtia aceasta de acuarelă și nu o se va rupe. Puteți să vă jucați, să stropiți, de exemplu, dacă vă place această idee. Nu ar trebui să existe limite în felul cum pictați. Eu nu vă recomand să respectați anumite șabloane, forme, ci pur și simplu să vă lăsați pradă creativității și să adăugați orice nuanță vi se pare vouă că vi se potrivește, că realizează ceva care îi place ochiului vostru. Nu vă opriți în ceea ce vă oferă fotografia. La fel, puteți adăuga nuanțe mult mai transparente pe lângă această galaxie, să o facem să se piardă pe marginea. Uitați cum am adăugat un pic de apă, cum galaxia mea începe să se împrăștie în afara formei care. La fel, nu este nicio problemă. Cum ziceam, acuarela, tempera, guașele întotdeauna pot fi reînviate cu apă. Vreți să modificați ceva? Nu este nicio problemă. Întotdeauna adăugați un pic de apă. Și veți avea din nou posibilitatea să continuați desenul față de acrilice, care nu mai pot fi reînviate cu apă. Acrilicele, cum spuneam, odată ce s-au uscat, ele formează o peliculă care nu va mai fi reînviată cu apă. Jucați-vă, amestecați nuanțele, nu vă fie teamă. De asta am și ales ideea de galaxie, pentru că galaxia ne lasă un pic să ieșim din tipare, din formele pe care le știm. Că noi știm că există anumite forme și de obicei suntem tentați să lucrăm în acele forme, să nu depășim granițele formelor. Eu vă recomand să o faceți, pentru că cu cât depășiți granițele formelor, cu atât rezultatele voastre vor fi diferite, vor fi spectaculoase, vor fi altfel, vă vor place ochiului. Bun, vom începe, cum am zis, o să lucrăm acum ceșcuța noastră în detaliu. Vom ține cont, vom lua pensula subțire cu care lucrăm pe detalii și vom alege, eu voi alege negrul, un negru albăstriu pentru a face marginile, pentru a-mi construi forma definită a ceșcuței. La fel, dacă vi se duce culoarea un pic în afara formei, în afara ceșcuței, nu vă fie teamă, nu este nicio problemă. Dacă simțiți nevoia să mai adăugați umbră, adăugați apă întotdeauna, nu vă opriți, nu fiți mulțumit de rezultatul obținut. Trasăm marginile cu această subțire, pensulă subțire. În partea de jos putem veni cu apă ca să obținem o trecere mult mai lină. Și suprafața să devină în ochiul nostru sferică. Știți că vă povesteam joi că pentru a obține sfere vom folosi întotdeauna niște
Trecerea între nuanțe va fi una foarte lină, nu va fi una bruscă, pentru că o trecere bruscă între nuanțe ne va da impresia de unghiuri sparte și de pătrat în general, de forme paralelepipedice. Pe când formele noastre sferice, cum este ceașca, bănuiesc că nu aveți niciunul o ceașcă pătrată în față, ci toți avem cești sferice. Vor avea nevoie ca trecerea aceasta de la întuneric la lumină să fie una foarte, foarte ușoară, să dea ochiului impresia de rotund. Știți că asta vă povesteam, că de fapt desenul, pictura înseamnă niște tehnici de a păcăli ochiul să vadă în 3D, să vadă în spațiu. Pentru că noi nu facem decât să desenăm, să pictăm pe o suprafață plană, în 2D, niște obiecte care ele de fapt există tridimensional, care au și adâncime. Și nu avem cum să construim adâncimea decât păcălind ochiul, dându-i impresia că obiectele acelea ies din suprafața hârtiei. Și cu cât folosim tehnicile mai bine, cu atât ochiul va avea impresia că vede niște obiecte tridimensionale, niște obiecte din care există în fața lui. Puteți să studiați, dacă v-ați făcut propria ceașcă, un pic și lumina, cum bate. La mine va fi în partea asta mult mai închis. Așa, voi trasa și farfuria, nu uitați de farfurie. Nu vă fie teamă să desenați propriul obiect din fața voastră. Ar fi foarte interesant să desenați propriul obiect, pentru că atunci rezultatele o să vedeți că sunt diferite de la o persoană la alta. Dacă îmi trimiteți rezultatele, veți vedea că o să aveți propriul rezultat. Nu o să semene cu ceașca mea, cu ceea ce am făcut eu aici. La fel, pentru o redare cât mai bună a umbrelor, sfatul meu este să studiați acasă obiectele și cum cade umbra lor pe ele. Orice obiect, nu trebuie să fie neapărat, mă exprim greșit, obiect, că poate să fie și un fruct. Deci orice element, orice aveți, puteți să-i studiați acasă umbra, pur și simplu așezându-l într-o sursă de lumină, că este geamul, că este o lumină artificială. Nu contează, pentru că ochiul va începe să învețe cum cade umbra și să va putea să redea în timp mult mai fidel mâna, va putea să redea în timp mult mai fidel ceea ce vede ochiul. Umbrele, o să vedeți că cu cât sunt mai aproape de obiect, cu atât umbrele vor fi mult mai închise, deci practic partea de întuneric va fi mai multă. V-am zis, în pictură nu avem culoarea neagră. Ea este întunericul, iar albul este lumina. Deci cu cât un obiect este mai în întuneric, cu atât vom folosi negrul. Are și el rolul lui. Nu fugim de negru, încercăm doar să-l folosim cât mai puțin, cât mai puțin negru. Fiind acuarelă, îl întindeți cu apă. Rezultatele trebuie să fie cât mai transparente. Vreți să fie opac, folosiți
guașa din dotare sau tempera. Nu uitați că și guașa și tempera pot să lucreze ca o acoarelă. Dacă puneți foarte multă apă în ele, ele lucrează și ca o acoarelă. Deci nu trebuie neapărat să aveți acoarelă, ci puteți să aveți doar guașă sau tempera față de acrilic. Și acrilicul puteți, desigur, să dacă folosiți foarte multă apă, și acrilicul poate lucra ca un mediu de acoarelă, doar că este un pic mai limitat, pentru că se usucă foarte repede și nu se întinde în apă atât de mult pe cât se întinde guașa sau tempera. Bun. În momentul de față, ceașca mea este, să spunem, cât de cât apropiată de forma ei finală. Voi mai aștepta un pic să se usuce și voi mai adăuga un strat la galaxia mea. Pentru că odată absorbită în hârtie, ea a devenit transparentă. Exact ce vă spuneam. Dacă aveți hârtie și folosiți acoarelă, veți observa că față de momentul în care ați pus acoarela pe hârtie, ea a devenit mult mai transparentă. Dacă aveți guașă, puteți să adăugați direct strat de guașă, el nu va deveni transparent la fel cum a devenit cel de acoarelă. Sau tempera, guașă sau tempera. Bun, atunci pentru că la mine deja a devenit transparent, eu voi mai adăuga un strat de galaxie. Încă un albastru închis cu foarte multă apă. Vreau să obțin un rezultat mai intens. V-am zis, nu este valabil pentru cei care ați lucrat cu tempera, probabil aveți o galaxie foarte închisă, nuanțele sunt foarte aprinse. Nu vă fie teamă să lăsați petele de culoare să se așterne singure. Folosiți multă apă. Amestecați culorile între ele fără teamă. Adăugați apă, lăsați culorile să se amestece. Cine începe lucrul cu acuarela pentru prima dată și vrea să-l aprofundeze, este bine să-și folosească nu numai acuarela, dar să folosească și tempera pentru rezultate mult mai, tempera, da, tempera sau guașe pentru rezultate mult mai spectaculoase. De exemplu, asta spuneam, cum creăm noi galaxia în momentul de față, se obține mult mai rapid de către cei care lucrează cu tempera în momentul ăsta, pentru că tempera este o culoare opacă, nu este o culoare transparentă, la fel ca guașa. Și vom mai observa acest lucru, diferența între tempera și guașă și acuarela, în momentul în care vom face stelele în această galaxie, că albul de acuarelă va fi absorbit de fundalul culorilor. Deci, practic, nu puteți obține o galaxie luminoasă cu stele foarte luminoase numai din acuarelă. Asta este un tips and tricks. Acuarela, vedeți, în momentul ăsta, dacă faceți, punctați stelele, o să vedeți că ea devine transparentă. Ca să rămână opacă, atunci stelele trebuie să fie făcute cu tempera sau cu guașă. Nu vă fie teamă să lucrați și pe lângă, cu stropi, fără stropi. O puteți pune pur și simplu apă și să vă jucați cu culorile, să vedeți cum se îmbină. Eu voi face stropi pentru că mie îmi place foarte mult să văd nuanțele din care a fost lucrată
lucrarea, că a fost lucrată lucrarea, ați înțeles voi. Îmi plac foarte tare să văd așa nuanțele și cum rămân ele în unele în stare pură, așa cum le-am folosit, altele se amestecă. Unde simțiți nevoia, mai adăugați apă. La fel, țineți cont că acuarela nu va rămâne la fel de intensă când se usucă ca atunci când este umedă. Puteți să dirijați pe unde cu apă, pe unde să se ducă acuarela, fără nicio problemă, nu vă fie teamă. Nu este ca și când nu puteți reveni asupra desenului, dacă vă doriți. Dacă cumva ați scăpat un pic de nuanță, folosiți apă, o altă nuanță decât cea pe care vă doreați, folosiți un pic de apă și integrați-o în fundal. Voi insista mai departe în crearea stelelor pe galaxia mea, care, din păcate, pentru că eu nu am guașe sau tempera la dispoziție, nu va fi la fel de luminoasă pe cât îmi doream, dar voi reveni ulterior când voi avea guașele la îndemână, voi reveni asupra ei. Puteți, desigur, să adăugați apă în acest alb, să deschideți un pic. Cu pensula cea mai groasă, pur și simplu stropiți, pentru că stelele, cum am desenat și la galaxia anterioară, stelele nu au o anumită ordine, nu le vom puncta aici, 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 steluțele, ci ele vor rămâne cum sunt pe cer, în ordinea lor, în locul lor menit. Puteți să punctați, să deschideți în unele locuri. Ce vă sugerez este să umpleți întotdeauna pagina, să nu o lăsați niciodată goală, indiferent cu ce acoperiți toate spațiile. Ce-mi place mie la lucru cu acuarela este fix asta, că niciodată un desen nu va fi la fel ca celălalt. Pentru că fiecare are stilul lui, fiecare are modul lui de a adăuga apa, iar drept urmare, toate rezultatele vor fi diferite. Ar fi foarte drăguț dacă le-ați publica. Eu vă invit chiar să publicați rezultatele voastre, să vedeți diferența clară între modul cum lucrează fiecare. Desigur, cine ne tăguiește pagina în postările sale, noi oferim și un voucher de 20 de lei la orice produs al nostru, la viitoarele cursuri one-to-one pe care deja am început să lucrez, să le organizez, să lucrăm împreună mult mai în detaliu și mult mai axat pe modul de lucru al fiecăruia. Este foarte greu într-un live să vă dau niște sfaturi personale, pentru că fiecare are stilul lui de lucru și atunci am decis că voi organiza sesiuni de curs adaptate fiecărui mod de lucru în parte, dar deocamdată încă lucrez la acest proiect, dar stați pe aproape că o să în curând o să-l termin. Deocamdată, dar live-urile vor rămâne în continuare, în fiecare marți, ca să ne facem izolarea mult mai ușoară, mult mai relaxantă. În fiecare marți ne relaxăm pictând ceva. Eu vă aștept și cu propuneri. Asta a fost propunerea mea de săptămâna aceasta, dar vă aștept și cu propuneri de teme pe care să le abordăm marțea. Eu încerc să pregătesc
să fie cât mai ușor, să nu vă pun în dificultate. De asta am și căutat o fotografie, pentru că am văzut că cel puțin cei care abia încep acum sau care o fac pentru relaxare au nevoie să vadă rezultatul. Și atunci e mult mai ușor să prindeți curaj și să participați marțea. Dacă voi vedeți rezultatul, vă este și mai ușor să intrați online și să aveți pregătite. Instrumentele de lucru. Vom mai lucra un pic pe detaliu, mai ales cei care lucrați doar în acuarelă, pentru că s-a închis, s-a absorbit de către hârtie. Eu, pentru a da impresia de guașă sau de tempera, mai folosesc acuarela foarte puțin udă. O folosesc aproape uscată ca să obțin această impresie de culoare opacă. Dar nu este la fel, nu vă bazați că este la fel ca culoarea opacă, ca guașa sau ca tempera. Bun, în momentul acesta galaxia mea este uscată, se usucă, vedeți, acuarela se usucă mult mai repede decât acrilicul. Și puteți să trasați din loc în loc steluțe, mai mici sau mai mari. La fel, țineți cont că cine lucrează în acuarelă nu va avea un rezultat foarte luminos, pentru că albul va fi absorbit de către fundal. Cine a intrat mai târziu și nu a apucat să vadă cum am început live-ul, va rămâne pe canalul nostru de YouTube Atelier Design înregistrat și îl puteți oricând relua de acolo și asculta sfaturile pe care le-am dat, sau pur și simplu puteți face tutorialul acesta. Dacă vă place ideea de a picta cu cafea, eu mai am câteva idei pe care le putem prelua în următoarele săptămâni. Aș vrea să știu părerea și dacă și are rost ziua de joi, dacă vă doriți atât de mult să aflați despre materiale sau mai bine să transformăm și ziua de joi în lucru efectiv, la fel ca cea de marți, să lucrăm ceva împreună. Mi-ar face mare plăcere să știu dacă are sens faptul că joia încerc să fac ca o lecție teoretică de arte plastice. La fel, nu vă speriați, cei care nu participați joia, să știți că încerc să explic cât mai aproape de fiecare să înțeleagă. Nu am folosit cuvinte grele, nu am fol nici măcar am încercat să evit chiar cuvintele folosite în arta plastică ca să vă fie ușor să înțelegeți. Să puteți oricând acasă să vă apucați de pictat, nu de făcut opere de artă neapărat, ci pur și simplu să vă relaxați, dar să pictați ținând cont de anumite elemente care vă fac pictura mai ușoară și rezultatul mult mai aproape de așteptări. Deci, eu aș fi foarte încântată să-mi dați acest feedback dacă vreți ca joia să facem tot așa pictură practică sau să continui cu Super Larisa. Să știi că pe canalul de YouTube am avut deja o lecție despre materiale în general. Acum 2 săptămâni, cred că am făcut-o, dacă nu mă înșel, în care am spus câteva cuvinte despre fiecare culoare, despre fiecare lucru pe care trebuie să-l folosiți, obiect, material, cum îl găsiți la magazine. Dar sunt foarte multe lucruri de spus mai departe, inclusiv dacă este cerere și doriți, putem să luăm fiecare vopsea, fiecare material în parte și să îl disecăm. Dar nu știu asta. Un feedback ar fi binevenit din partea voastră ca să știu dacă merită sau mai bine mă axez pe teme de lucru efectiv.
steluțele mele încep să apară. Să iasă din fundal. Dar v-am zis, steluțele mele se vor deveni un pic transparente, pentru că nu am tempera la mine ca să o folosesc. Cum ajung la atelier, promit că mă voi recupera și restul de materiale. Dar pentru că nu e așa, toți stăm acasă și sper că toți care lucrați împreună cu mine acum chiar stăm acasă și ne relaxăm. Vom trece și de această perioadă, sunt convinsă. Și sper din toată inima să trecem cu multe lucrări. Să facem, ați văzut, am organizat chiar și un album pe pagină unde vă puteți tăgui lucrările dacă, fără să vă fie rușine. Nu vă fie rușine, nicio lucrare nu este proastă. Toate lucrările sunt speciale, toate lucrările sunt bune. Nu există, asta îmi place cel mai mult în pictură, în artă, că nu există o lucrare proastă. Fiecare își pune pe hârtie propriile emoții. Chiar dacă vorbim de un desen după o fotografie, el va fi interpretat oricum altfel de fiecare. Nu vă fie teamă să punctați cu alb ca să obțineți stele mai mari. Cu cât puneți mai multe, cu atât rezultatul va fi mai spectaculos. Dacă aveți tempera, repet, dacă aveți tempera, pentru stelele acestea folosiți tempera sau guașele. Veți avea un rezultat mult mai bun decât în acuarelă. În acuarelă, după cum explicam mai devreme, în acuarelă albul va fi absorbit de către fundal și nu va mai fi la fel de spectaculos rezultatul final. Puteți să folosiți, dacă nu aveți tempera sau guașă, mi-a venit acum ideea, puteți folosi acrilic, dacă aveți la dispoziție, dar eu nu am pensulă, dar puteți să folosiți acrilicul, fără nicio problemă. Doar că dacă folosiți pensula specială acuarelă, spălați-o foarte, foarte bine. Vedeți? Deja se vede chiar de la distanță că stelele pe care le-am făcut în acest moment cu acrilic sunt mult, mult mai aprinse și ele nu vor mai fi absorbite de către fundal. Repet, dacă aveți guașă sau tempera, faceți acest lucru cu guașa sau tempera și rezultatul va fi. Față de acrilic, desigur, tempera și guașa are și calitatea că se comportă ca o acuarelă și se va întinde în momentul în care veți pune apă. Ea se va întinde în apă. Dacă vreți să vă jucați și să faceți pe margine, nu știu, ca și cum ați pune forma rotundă a ceștii, puteți să o faceți cu un capac, orice capac, eu am un capac de la spray. Puteți să luați nuanța, nu știu, galaxiei, să zicem. O desenați pe margine. Și veniți cu cerculețele. Este un efect în plus pentru a obține o lucrare originală. Pentru a umple spațiile acestea goale. Dacă picurați un pic pe lângă ele, se va întinde. Deci puteți să faceți orice, puteți să creați orice fără nicio problemă. Spălați întotdeauna pensulele și ce mai este important la pensulele de acuarele
Întotdeauna spălați-le la final foarte bine și uscați-le astfel încât părul de sus să rămână drept, ca să nu stricați pensulele și să le aveți cât mai mult timp. Este păcat de ele, fiind din păr natural, ele sunt niște pensule scumpe și atunci cel mai bine este să avem grijă de ele ca să le putem folosi atât cât avem nevoie, atât cât ne dorim, atât cât vrem. Bun, aceasta a fost ora noastră de relaxare. Sper că v-a ieșit ceea ce sperați să vă iasă. Vă așteptăm lucrările să le publicați pe pagina noastră, pe profilul vostru, să ne tăguiți ca să afle cât mai multă lume despre distracția noastră de marți și de ce nu să intre cu noi în lucru. Cu cât suntem mai mulți, distracția este garantată. În felul acesta veți vedea și diferența între lucrări și felul cum fiecare vede același obiect diferit, aceeași fotografie diferită. Sunt convinsă că și vouă v-a ieșit galaxia în modul propriu, tare sunt curioasă cum v-a ieșit galaxia și vi le aștept. Tutorialele toate le găsiți înregistrate pe canalul nostru de YouTube, Atelier Design. Dați subscribe, nu uitați să dați subscribe pentru că veți primi notificări de fiecare dată când o să urcăm un alt tutorial. Lucrez acum și la un curs one-to-one sau în echipe mici în care să lucrez împreună cu voi și să vă îndrum acolo unde aveți nevoie ca să obțineți lucrul necesar, să lucrăm pe formă în detaliu, să lucrăm pe umbre în detaliu. Să vă explic mult mai bine ce înseamnă culorile și cum se folosesc ele. Voi mai relua acest tutorial de acuarelă dacă este cerere. Dacă vreți mai mult să pictăm în acuarelă, cu drag pot să găsesc teme în acuarelă și să avem mai puțin lucru cu acrilicul. Deci aștept orice feedback. Nu uitați că dacă ne tăguiți, dacă dați share lucrărilor voastre, noi vă oferim și vouchere de 20 de lei fiecăruia. Vrem să vă cunoaștem, vrem să fim aproape de voi și să formăm o comunitate foarte drăguță. Am în cap și un joculeț pentru voi, pentru cei care lucrați împreună cu mine, sau poate nu ați lucrat, dar doar m-ați urmărit. Revin în câteva zile cu ideea mea de joc și vă arunc o provocare la care sper să adere cât mai multă lume. Eu astăzi vă doresc în continuare o zi minunată. Puteți să pictați în continuare galaxii, astăzi, că tot ați început cu o galaxie. Vă mulțumesc mult că ați pictat împreună cu mine, că m-ați urmărit. Sper că v-am ajutat și sper că v-ați relaxat foarte bine în această zi de izolare. Și nu uitați, stăm acasă, așteptăm să treacă perioada, după care ne vedem cu drag de treburile noastre, vă așteptăm la atelier și la cursurile noastre care vor deveni și offline, nu numai online. Vă pup și vă doresc o zi minunată. Pa!